După ce au fost copleșiți de mascați zile în șir și n-au scos o vorbă de frica interlopilor, localnicii de pe intrarea Craiovei din cartierul Giulești încep să vorbească. Și aici s-a jucat barbecue. Ca să vedeți voi, încăierarea a fost și aici, pe col. Ai sânge de acolo? Da, e de unde la cea de acolo. Pe aici. Bun, la aici am fost. Aici l-au tocat pe la Lurinu. Nu pe piață. Da, și gaburi mei. Gaburi și de la 20 sunt mulți și alea sunt. Ei, sunt cumpărați. Da, sunt. De figă de ei? De toți. Îți dai seama că nu vorbesc și lumea. Cine vă? Cine se bate? A venit băieția aia, dacă te de la gaburi, de la Michi. A venit și a luat toate camerele care a fost. Oamenii spun că proprietarul vilei în care se întâlnesc capii interlopilor pentru a juca barbut i-a mințit pe anchetatori. I-au ieșit de afară și știe, dar au băgat tot, au fost pe la mare. Cum la mare și vreau să doare, nu pe bun. Aici sunt amici în calul tău, aici sunt puțin drept de contrabandă. Aici au fost camerele? Da, dar înseamnă la mișcăle. Ei nu dă când știe care marfă e. Lasă atunci de drumul la cameră. Și miliție, se va pe miliție. Mă, dar și miliția noi nu ne venea miliția pe aici pe spate și le dat. A venit pe mie, a parcat mașina undeva pe aici în sân. Cred că poliția a văzut mașina lui, cine nu o cunoaște, dar s-a parcat direct acolo și a venit la tesul Costel și le-a dat dreptul și a plecat. Liderul duduienilor, Florin Mototolea, zis Emipian, a fost ucis în dimineața zilei de 4 august în urma unei încăierări după o partidă de barbut. Trei oameni au fost arestați în acest dosar.